Și am ales Psalmul 116. Spune: iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine. De aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășoară legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Și Domnul este milostiv și drept. Și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Amin. Psalmistul, când a citit pe început, iubesc pe Domnul căci El aude. Psalmistul, am avut așa o impresie, că psalmistul vorbește cu mine. El îmi spune mie că iubesc pe Domnul, da? Și eu m-am pus întrebarea, de ce și ne faci pe noi ca să-L iubim pe Domnul? Și m-am dus la versetul 7, când spune: întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de la cădere. Dumnezeu ne-a iubit înaintea ca să-L iubim noi pe Dânsul. Da. Noi nici nu-L cunoșteam, dar Dumnezeu ne iubea. Și ne-am pus întrebarea, de câte ori, acum spunem soții că te iubesc, da? De câte ori spunem noi soții că te iubesc, îi aducem aminte, da? Când îi spunem că te iubesc, ea se bucură, da? Îi schimbă dispoziția. Ori și facem noi pentru ca să-i arătăm că iubim, o ajutăm, îi aducem flori, îi facem cadouri. Asta atât îi arătăm că noi o stimăm și o iubim. Dar Domnul, de câte ori spunem noi rugăciunile noastre: Doamne, te iubim. Doamne, te iubesc. Da? N-am auzit multe rugăciuni așa. Eu recunosc că asta e și pentru mine. E o cercetare că n-am spus. Și mai este asta, și facem noi pentru Domnul. Luăm un tânăr când se îndrăgostește de o fată și face el pentru dânsa. Nu e rușine din ei că... Eu am uiași de așa mă gândeam, băi, dar nu e rușine să ies în față. Parcă nu că nu e rușine, dar așa am... Dar când ne îndrăgostim de o fată, eu ne-aduc aminte când m-am îndrăgostit, da? Păi nu mi-era rușine de nimeni, mergeam cu pietul deschis, ziceam, da, facem orice pentru ca soția mea să-i fie plăcut, da, să nu obișduiesc, să nu... Așa și pentru Domnul. Mi-a plăcut Psalmul 31 când spune: iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El. Da? Și vreau să recunosc lucrul ăsta că... Și ne mai gândim... Când ne întoarcem la Dumnezeu, Dumnezeu ne eliberează de păcat, ne mai ușor pe suflet, ne pocăim, adică ne schimbarea minții. Și, dar nouă ne mai rămân în viață unele pofte. Adică noi trebuie să luptăm de dragul Domnului, să arătăm Domnului că iubim, trebuie să luptăm cu poftele noastre, trebuie să ne înfrânăm de la unele, mă rog, sunt unele pofte care... Unii spun, pe unii i-am întrebat, dar așa am auzit, că am întrebat, pe tata meu l-am întrebat, zic că, dar eu nu te-am auzit să-i spui tot niciodată lui mama că o iubesc. Zic că îi spui, poate îi spui și n-aud eu. El zice, dar și el nu știe că eu o iubesc, dacă eu trăiesc cu dânsa, da? Păi el știe, dar trebuie să-i mai spui, așa și Domnului, da? Domnul știe că noi o iubim, nu cunoaște inima, da? Dar când am ajuns în rugăciune, eram chiar acasă, și am ajuns, așa nu și m-a cercetat că am vrut să spun, Doamne, te iubesc. Și când am vrut să spun, Doamne, te iubesc, m-am oprit. Și zic, Doamne, și sразу m-a început a cerceta, și fac eu pentru Domnul, cum îl iubesc eu? Și mă cerceta lucrurile astea, adică așa am zis până la urmă, Doamne, te iubesc, dar a rămas cu întrebarea, și fac eu înainte ca să spun, Doamne, te iubesc? Da, că dimineața nu mă rugam seara acasă, da, citim cu familia, dar dimineața nu. Dar
e mai frumos dimineața, pe mintea curată, să citești, să împli mintea cu cuvântul Domnului și pe parcursul zilei, Domnul te păzește, adică de ispite, multe ispite. Vreau să ne rugăm pentru că când îmi spune Doamne, te iubesc, o spunem dintr-o inimă sinceră și curată. Și când am fi la puș la încercare, să n-al trădăm pe Domnul. Cum am auzit o povestire, că spunea despre un pastor, că s-a dus el misionar și într-un taxi s-a suit ca să ducă până la biserică și l-a dus al taxistul și când pastorul a plătit și i-a dat înapoi merestul și i-a dat cu un dolar mai mult. Pastorul numărat, vă că e cu un dolar mai mult și se gândește ce să fac, tax, nu tax, să-i spun, să nu-i spun și întinde înapoi dolarul. Și taxistul zice că asta a fost o încercare. Eu am auzit de tine, dar te-am pus la o încercare ca să văd și fel de om ești tu, dacă eu să vin la biserică să te ascult tine ori nu. Da? Și pastorul a ieșit din mașină și s-a pus lângă în copac și plângea, zice că Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat ca eu să nu te vând. Adică asta se chema și cu o vânz. Nu ne dăm seama, da? Câteodată așa ne-au trecut, am luat, ne-am dus, da? Nu ne-am dat seama, dar... Da. Amin.